Bună ziua, sunt Mihai Ognean și vă urez bun venit în laboratorul în care studenții facultății noastre fac diferite experimente referitoare la tehnologia de fabricare a pâinii și nu numai. Unele rețete se spune că drojdia, înainte de a fi pusă în aluat pentru a fi în făină pentru a fi frământată, se amestecă cu sare sau cu zahăr și se freacă cu zahăr sau cu sare ca să se lichefieze. Haideți să facem un mic experiment și să vedem ce se întâmplă cu drojdia în aceste cazuri. Astfel vom începe și vom amesteca părți egale de drojdie și apă. În acest pahar avem drojdie și apă. Apoi vom amesteca părți egale de drojdie cu zahăr. Am cântărit drojdia, adăugăm și zahărul. Și apoi, într-un cel de al treilea pahar, cântărim o nouă cantitate de drojdie, peste care adăugăm sare în părți egale. Vom începe să le amestecăm și vedem că drojdia se amestecă foarte ușor cu apa și se obține o suspensie sau un lapte de drojdie. Când amestecăm drojdia cu zahărul, la inițial amestecul este uscat, dar pe măsură ce zahărul extrage apa din drojdie, amestecul se umezește și se transformă într-o suspensie, într-un amestec lichid. Sarea, la fel și și zahărul, sunt avide de apă, vor să se dizolve în apă și de aceea o extrag atunci când pot din materialele cu care vin în contact. În cel de-al treilea pahar, sarea se amestecă cu drojdia și vedeți cât de repede amestecul devine lichid, pentru că sarea este și mai avidă de apă, vrea și mai mult să se dizolve în apă decât drojdia. Din aceste amestecuri vom face niște preparate colorate care vor fi expuse la microscop. Astfel, pe o lamă se vor pune o cantitate mică din suspensia, din cele trei suspensii. Peste fiecare vom adăuga câteva picături de albastru de metilen pe care le vom omogeniza cu o lamelă și apoi acest preparat va fi expus la microscop. Imaginile se pot vedea și în aceste imagini celulele de drojdie moarte sunt colorate cu albastru, în timp ce celulele de drojdie vii au rămas necolorate. Se poate observa, acolo unde se amestecă drojdia cu apa, sunt mai multe celule vii. Când am adăugat zahăr, o parte din celule au murit, iar acolo unde am adăugat sare, un număr și mai mare de celule au murit. În acest fel, se observă efectul letal al adaosului de sare și zahăr direct peste drojdie. O operație foarte importantă este cea de frământare, în care ingredientele se amestecă și se formează aluatul. Pentru aceasta se începe cu adăugarea materiilor prime, peste făină se adaugă soluția de sare, se adaugă suspensia de drojdie și apa care a fost încălzită înainte. La început ne pregătim o cantitate mai mare de apă pe care o adăugăm treptat. La început adăugăm o cantitate mai puțină decât ne așteptăm să trebuiască să adăugăm, iar pe măsură ce frământăm, ce se dezvoltă aluatul și vedem cum evoluează consistența acestuia, venim și completăm cu apă până când aducem aluatul la consistența dorită. Nu se recomandă să se adauge mai multă apă la început și apoi, ca să reglăm consistența, mai adăugăm făină în aluat. Nu. Se recomandă să obținem un aluat mai consistent eventual, după care mai adăugăm apă
până când obținem aluatul de consistența dorită. Unii oameni preferă aluaturi de consistență mai mare, pentru că aluaturile sunt mai uscate, se modelează un pic mai ușor, nu se lipește de mână, aluatul poate să dospească mai multă vreme, în timp ce alții preferă aluaturi mai umede, care cresc mai ușor, dar sunt mai sensibile, mai lipicioase. S-a observat formarea aluatului, la început aluatul era mai neomogen, pe măsură ce aluatul se dezvoltă, acesta devine tot mai neted, mai bine dezvoltat. Ca să vedem dacă este bine frământat, facem proba ferestrei, se ia o bucată de aluat și se întinde între degete, încercând să vedem cât de subțire se întinde aluatul. Dacă obținem o foaie subțire și netedă, înseamnă că aluatul este bine dezvoltat. Dacă vedem că este rugoasă și se rupe, atunci frământarea trebuie să o mai continuăm. Echipa Mihai Ognean și Claudia Felicia Ognean vă mulțumește pentru interesul acordat acestor subiecte pe care le-am propus și dacă aveți eventuale întrebări sau sugestii, puteți să ne contactați la adresa de mail trecută mai jos. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm și anul viitor!